vorbim și căutăm în România doar profesori cu vocație, verificăm această vocație prin procesul de selecție inițială sau pregătim solid cadrele didactice? Răspunsul experților a fost: nu vom avea niciodată în România 200.000 de cadre didactice, 300.000 de cadre didactice cu vocație. Și atunci trebuie să îi antrenăm. Trebuie să îi antrenăm pe parcursul formării inițiale ca să probeze și să livreze niște comportamente în mod solid, consistent, în așa fel încât să poată să se descurce în situațiile diverse pe care le au la clasă.